Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local pentru data de 23.02.2022, ora 10, cu următoarea ordine de zi. Proiectul numărul 1, privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Mata. Proiectul numărul 2, privind modificarea articolului 7 din hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 26.01.2022. Proiectul numărul 3, privind reactualizarea programului anual al achizițiilor publice a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2022. Proiectul numărul 4, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ștefan cel Mare în Comisia de Evaluare la probe de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială numărul 1 Negoieci. Proiectul numărul 5, privind înființarea, suportarea costului anual pentru internarea în centrul de îngrijire și asistență socială unui beneficiar cu domiciliu în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiectul numărul 6, privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, asupra unui bun imobil. Proiectul numărul 7, privind însușirea modificărilor intervenite în domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare. Fiind ședință ordinară, avem și diverse. Proiectul numărul 1, privind... Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Așa, începem cu proiectul numărul 1. Privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Aici ați primit e-mail-uri? Da. Întrebări? Comentarii? Da, e vorba de adiții, se intre mici au până acum actii adiționale la noi. A, la noi. Ei dau factură, de regulă, și, dar ei justifică aici cumva că nu se mai, sunt obligați prin lege, nu mai trimit actii adiționale, îți trimită factură direct și noi plătim în baza facturii. Dar tot factură trimite așa una. Au ei o hotărâre aici. Da, cine este pentru? Nu o să, nu-i nicio modificare, nu-i prietă nimica. Proiectul numărul 2. Privind modificarea articolului 7 din hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 26.01.2022. Aici nu pot spune. Indemnizație, nu? Da. Indemnizația care da. Ești nu se mărește, deci nu... 10%, dar e pentru ședința ordinară și extraordinară în funcție de numărul de ședințe pe lună. Păi, ar facem două obligate, dar știți, dar știți, deci au rămas la fel ca și până acum, nu s-au modificat absolut nimic. Având în vedere că au crescut salariul minim pe economie, trebuia oricum stabilit și ăsta, dacă... Adică, crescut salariul minim pe economie, la indemnizația primarului, rămas aceeași, deci și indemnizația consilierilor, rămâne tot aceeași. Bani la inflație, să mărim salarii, aia primării și la noi. Da, taxele locale. Taxele din brut nu s-au mărit și la noi? Nu. Taxele că, pentru că minimul de economic s-au ridicat. Ridicat, dar nu s-au mărit taxele. La noi taxele nu s-au mărit. Taxele au mărit. Da, da, tot. Deci au rămas tot la indemnizația primară. Tot la 10% din indemnizația primară. Deci nu se mărește partea aia. În momentul în care, acolo, deci până la 10%. Până la 10%. La noi s-au aprobat, da, maxim, așa că... Noi... Da, poate să mai și scadă, știi? Dar de la unii. De la unii consilieri. De la unii consilieri. De la unii. Dar bine, cine este pentru? Mă așteptam să fiți împotrivă. Adică vrei să mai scădem. Proiectul numărul 3, privind reactualizarea programului anual al achizițiilor publice a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2022.
În fiecare an, a început fiecare an să aprob un plan anual de, de achiziții. Și aici avem o întreagă, o întreagă listă. Da, cred că le-ați primit și primit opinia toată lista, nu? Da. Din care n-are rost să o discutăm acum, să o fie fiecare în parte. E vorba de produsele astea interne. Deci știți despre ce-i vorba? Da, da. Întrebări? Nu. Bine, nu știu cine este pe ea? Trecem la proiectul numărul 5, privind finanțarea, suportarea costului. 4. 4. 4. 4, da, mă scuzați. Mergem 2-2. Exact. Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local, Ștefan cel Mare, în Comisia de Evaluare Probe de Interviu din cadrul Consiliului pentru Ocuparea Funcției de Director la Școala Gimnazială numărul 1 Negoiești. Aici știți foarte bine că avem doi reprezentanți pentru Școala Negoiești. Este vorba de domnul Tulpan Dan și domnul viceprimar Botezatul Cătălin, care fac parte din Consiliul Administrativ și prelungim în un an. Nu. E tot aia. E tot aia că... Ocuparea postului. Pentru ocuparea postului. Da, trebuie aprobată metodologia de desfășurare a concursului pentru director școlar și director adjunct. Aici trebuie să doi reprezentanți din partea Consiliului Local care să participe la program. Dacă toți sunteți, eu aș propune pe domnul Dan și pe domnul Cătălin. Cine este pe el? Vă mulțumesc. Care? Dacă toți sunt acolo și știu ce se întâmplă zi de zi, degeaba mă să duce altul care habar n-are cu ce să... Eu tot fi într-o școală. Punctul numărul 5, privind finanțarea, suportarea costului anual pentru internarea în centrul de îngrijire și asistență socială unui beneficiar cu domiciliu în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Deci, cred că știți despre ce e vorba, domnule Aradeanu. Tot de real. Trebuie să aprobăm și, adică să dăm hotărâri de Consiliul Local și, și pentru diferența asta de preț care trebuie să o plătim lunar la, pentru totdeauna. S-a internat în centru. Cât este diferența? 327 de lei lunar. O diferență de 327. Da, deci noi e... Trecem la punctul numărul 6, privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, asupra unui bun imobil. Este vorba de drumul de la Drobovană. Ceva întrebări, dar... Mă duce la Ștefan. Da, au fost făcut o măsurătoare, dar nu exactă. În urma măsurătorilor care s-au făcut către cadastru, a rezultat o suprafață de 1353 metri pătrați, care obligatoriu trebuie să o aprobăm în Consiliul Local. Deci, în drumul ăla de la Gărbovan de acolo, care l-am bărat în 2008, știți, de rândul drept. Am făcut, ca să putem intabula, să putem băga, el trece în cartea funciară, trebuie aprobarea de Consiliul Local. Dacă îmi permite, pe 29 decembrie 2021, mai fost discuția asta, eu n-aș fi stat acolo niciodată, la ce condiții are și la el și la socrii. Plus de asta, bine, mai sunt persoane dintre noi, din consilier, care vreau, doamne, că îi face o Costelopra, nu Costelopra, la câți bani dă la primăria și pe bani. Dar n-are treabă, Merită și ăla, merită și ăla, lăsa-i cu drum. Să te poți cineva împotrivă. Dar ce
ăla prin spate care mai trebuie bază. Da, trebuie și mă trebuie. Exact. Eu facem o mică lucrurile. Atunci când se fac populații indiferente vreo casă, de ce-i facem? Deci, acum suprafața care e suprafața exactă. Același lucru este acolo pentru casă, din margini pentru 5, îi facem la locugări. Dacă se vădă... Bine, cine este prietul? O să-i facem și bără. Da, vă mulțumesc. Trecem la numărul 7. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în domeniul public a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Modificarea, da, sala de consiliu care nu este exemplu. Da, trecem în domeniul public, trecem în... Ne atribuim sala de consiliu. Nu. Da, deci, să nu mai mergem la cămin, nu mai bine cea, deci e și mult mai cald. Da, dar mă, cred că mai tare că e zor de bătrână. Toate spălăturile, cred. Doar te-ai foric în căperea asta. La cămin nu s-a auzat, aici s-a auzit. Da, deci știți despre ce vorbim. Da, auziți. Aveți întrebări? Dacă aveți întrebări, spuneți la altul. Adică ceva de lămurire, știu, nu. Dacă poate sunteți de mulțumit. De sală? Da, în felul. Poate prea cald. Da, bine, cine este pentru? Să mai dai? Da, vă mulțumim. La diverse, cine să înscrie? Păi m-am scris eu. Mai greut la uite. Altcineva la diverse? Mă întreb, pentru că nu mă pricep așa bine niciodată treaba. Dacă la deputat și la senator li s-au aprobat o secretară, nouă nu mi se poate aproba jumătate? O jumătate secretară? Sau măcar una la doi? Păi facem un proiect. Un proiect de hotărâre și dacă vă hotărâți, acum nu știu dacă e acord la viața că lui Dumnezeu îi trebuie un secretar. Da, domnul Neacu, mai aveți ceva? Nu, gata, mulțumesc un pic de suspectă, mai care întreabă. Vreau să întreb doar ceva. La Tudorel, e azi acolo, eu merg în biserică din Arbă. Nu se poate face ceva sunt, el o să fie internat, dar acolo... E internat, deci e vreodată. Am strâns tablele alea acolo care au rezultat ce-o mai rămas după incendiu și și mizerii mai acolo. Era... Dar mai după mine nu mai să se poate. Era cineva, de departe cineva dacă faci un pic de curățenie, Așa. Unde a murit persoana aia acolo? La Ghiță Iun. La Ghiță Iun. Aia care, tot aia din portul ăla care îl vedeau. Arată cine a... Nu că eu m-am dus și am luat de acolo, dar vin cu sticle, vin cu... și arată tot acolo. La fel și din cu acela Dorea. Dacă vede că lăsăm așa, eu până iar toată lumea păstără cu faptul din portul. Da, o să intră. Aia a primit, dacă mai chiar spune ceva serios. Haideți să facem cumva să cumpere primăria niște plasă de asta din Buzău și să facem niște lăzi, probabil că aveți cu tot ceva pe aici, să se depună bidoanele de plasă la fiecare... Deci plasă de astea din Buzău și le punem mai mari. Hai, da, nu le-am strâns, nu le-am adus aici. Sunt strângeau și în Valea, înainte de a fi aduse astea de reciclabil, erau containerele astea de plastic. Și găsam tot felul din plastic, din plastic, din plastic. Și găseam tot felul de mizerii, la fel cum... Băi, dar... Ce facem? Nu pune la noi, la noi, bă, bani, pune jos! Și-am trezit! La fel ca și la astea de reciclabil, aruncă tot felul de porcării, gunoi, neconformi. Le-am strâns bine, ei erau deteriorat. Le-am strâns și am lăsat contaile astea. E greu de reciclabil. Bă, 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 bă
Dar dacă pun în plasă de Buzău și se vede că ei au pe bani acolo, ăsta care se scrie în contaiere, nu prea, dar vede o... pod aici la moară, mai la vale la Lili, numai pe Bogdan a fost vreo 4-5. La aici a fost tot pod clai peste grămadă. Pune, bagă și saci firmă, bagă de la ajutorul social, intră om acolo, dă-și să curăță tot, că vin și resturi de mâncare și este bine. E posibil, e posibil ca în o lună, două, maxim trei, să o avem o a doua cubelă și să colecteze din poartă în poartă atunci atât de... Plastic, plastic, separat și atunci... Poate nu mai fi atât. Din totul noi vă lasă funcționare, pentru funcționare nu mă interesează. Dacă le facem, pe dar n-am spus că în primăvară, acum, adică acum să desmemorează cum îl băgăm acolo și să facem. N-am putut să băgăm săptămâna, săptămânile astea n-am spus eu. Băgăm, fiindcă i-au concentrat suficient de la Paste 16 cu strângerea crengilor, că nimeni absolut nu se ocupă de lucrul ăsta. Am toaletat, după cum știți, fiecare sat, încă sunt la toaletat. Acum echipa de la firma asta care ne, care ne întreține mentenanța la eliminat. Și, în urma toaletării, rezultă o grămadă de idei crengărai. Uite că toaletează foarte bine, nu trebuie strânsă de acolo, că pe marginea drumului trebuie strânsă și, da, depozitată într-un bloc, ca nu. E greu, dar vă dați seama, e o grămadă de creangă rezultat. Nu, nu iese absolut nimeni. Stă o stat la vișoară acolo, în fața porților, chiar pe principal, 4 zile, până ne-am dus și am luat. Da. Ne ducem, trebuie să o strângem cu fiecare sat. Ce faci cu ea? O puteți de la de departe? Și da, acolo nu se putrezească. Acolo vom lua, mai de Dumnezeu și mai reușesc o... Lasă-te că după urmă cu Mădărin, la India, dacă... Aia, da, nu știu, ea n-a ieșit de tot. Păi da, dar ea toacă. Pe toacă, toacă, dar dacă n-are de toacă, numai nu știu dacă toacă și... Lemn verde. Și orice, orice. Da, da. Toacă orice. Da, știu. Da. Dar dacă nu ești cu tine depozitează și îi toacă când începe din lucrări. Că puteam să ia legătura cu... Da, dar dacă îi conveni să ducă ea să aducă de acolo, să ia cu mașina, să-și o ducă și să facă ce vrea acolo. Nu poate să o ducă. Dar e când putea de transportă, dar când duci direct acolo. Nu știu dacă asta e soluția. Mai bine pune la depozitat într-o mare din râd, undeva, să putrezi. Păi mașina aia nu-i transportabilă cumva și e fixă, cum, da, și duci și faci un morman de creangă acolo în fața porții sau în curte, dar nici n-are unde, n-are unde. Dar o să vorbesc cu ea, o să vorbesc cu ea și o să vorbesc. Eu știu de la Adriana, chiar caută. Deci caută... Nu, să da, o să vorbesc cu ea. Doar ești dacă sunt putin de obratorii? Da, domnul Pans. De referitor la funcționării de la acolo, nu s-a făcut un lucru foarte bun. Dar există pericol să cadă în ele. Pentru că urmează cultura aia foarte scurt. Și trebuie să facem ceva pentru copii, ca să nu ia peste o seară să te ocupare. Adică spatele pe marginea... Capați la ei. Mai ales la, aici, la Vale, la... Pânica, nu plângi. Da, da, da. Da, tot atunci. Vorba asta, cu foarte mică, nu știu să până la prezentul că... Iar mai există pericolul din grupa să treacă, să tragă apa, avem niște da, să facem ceva, să facem niște capaci. Da, nu, să... A doua problemă. Am solicitat la firma Tico redus toate cursurile, adică noi am rămas cu 4 curse de vișoara, să modifici cursa din 12, să o pună la 12 și un sfert, 12, 20, pentru că copiii ies de la școală și rămân în stație. El pleacă la fără 5, pleacă la fără 10 și pleacă în Italia lui. Și trebuie să facem, primăria v-a spus că se fac o adresă pentru cursa din 12 și aia din 4, să o pună la 4 și n-ar și la 5. Ăsta, dispecerul de la... Să facem adresă ca să modificăm... Eu zic ca să scăpi eu,
indiferent cine ar face ei când participă la licitație, poate să participă cu un anumit număr de autobuze, cu un anumit număr de cursuri și o oră stabilită. Înțelegeți? Deci ei stabilesc ori. Eu, firma respectivă, ce la bunii licitează și spune, vreau să fac curs asta, asta, asta și asta, între ori, astea și astea. Nu știu dacă printr-o adresă trimisă de la primărie vor modifica ei cursele, orele la curs. Da. Mă îndoiesc. De altinteri, ce măsuri au întreprins în momentul în care am făcut adresă că nu venea mașina sâmbătă sau duminica. Nimic nu au făcut. Au venit că nu poți să iei. Dacă omul nu cere bilet și cursa se face cu 2-3 călători sau poate cu niciuna, că știi că nu-i control pe traseu și nu-i controlează, nu poate să îi dea amendă, nu-i taie bun. Omul nu cere chitanță și zice, să mă bagă într-o masă, toți banii și-i bagă în buzunar, el se înregistrează la șoferul, se înregistrează la firmă cu un curs cu zero, fără absolut nicio mai cu bilet. Da, cu bilet. Da, cu ce? Cursa respectivă n-am avut astăzi absolut pe nimeni și nu dai niciun ban acolo, ci zici, bă, dar nu-i rentabil, pe la ce strimi mașina? Da, aici la din Onești pleacă gol aproape, ajunge acolo, vine gol. Bă, dar cursa nu-i... Ce spune domnul Cătălin, mă spus, ce spui tu, erau fetele la liceu. Ei pun niște condiții în contractul acolo. Și nu poate nimeni să-l oblige să-și schimbă contractul și fără așa după cum vreau eu. Și spune, tu mai participi la asta, adică... Să ia până la ce firme avem la Onești, bine Târgoviște, să ne face... Da! Aici e problema. Că vine sus la capitală. Ce, cu apa nu vine la... Știi, nu, nu știu dacă... Dar nu mai vine din loc. Deci din loc nu mai vine. Nu știu dacă... Dar și la noi, aștept, ce? Mai avem. Dar nu e cineva la diverse? Da, m-a program la... Gunoiul ăsta, voi aseară am la 7. Nu, nu s-o schimba, dar mai apar anumite defecțiuni și... Da. Nu, apucam nici nu s-o schimba. Mașina, câteodată îți duci o discarcă, vine înapoi, întârzi. Sunt întârzi. Dar nu, da, dimineața. Acum că întârzi o oră, nu asta nu înseamnă că e important să vie în ziua respectivă. Da, mai e cineva? Dacă nu declar ședința închisă. Bravo.